Glicemia. Valori, cauze, simptome, prevenție și tratament. Glicemia este concentrația glucozei din sânge. Glucoza este sursa principală de energie a organismului și ea provine din hrană. Glucoza care nu este folosită pentru energie se depozitează în celule. O cantitate foarte mare de glucoză produce diabetul, boală care aduce probleme de sănătate pentru inimă, rinichi, ochi, vase de sânge, pancreas. Diabet de tip 1. Pancreasul nu poate produce o cantitate suficientă de insulină. Diabet de tip 2. Organismul este rezistent la efectele insulinei sau nu produce suficientă insulină pentru a menține un nivel normal al glucozei în sânge. Limitele normale ale glicemiei pentru oameni sănătoși. Între 72 și 108 mg pe nemâncate. Până la 140 mg la 2 ore după masă. Limitele normale ale glicemiei pentru bolnavi de diabet. Înainte de mese, de la 72 la 126 mg pentru persoanele cu diabet de tip 1 sau diabet de tip 2. După mese, sub 162 mg pentru persoanele cu diabet de tip 1 și sub 153 mg pentru persoanele cu diabet de tip 2. Limitele normale ale glicemiei pentru copii. De la nou născuți până la copiii de 5 ani, valoarea normală variază între 100 și 200 mg. Pe nemâncate, aproape 100 mg. După masă, 200 de mg. Între 5 și 11 ani, glicemia normală variază între 70 și 150 mg. Pe nemâncate, aproape 70 mg. După masă, 150 mg. Peste 12 ani, sunt valori similare cu ale adulților. Valori normale ale glicemiei la persoane sănătoase. Pe stomacul gol. Mică, între 50 și 70, normală între 72 și 115, la limită între 120 și 180, mare între 200 și 280, prea mare 300. Valori normale ale glicemiei la diabetici. Adulți, pe stomacul gol, sub 100, înainte de masă, între 70 și 130, la 2 ore după masă, sub 180, înainte de culcare, între 100 și 140. Copii sub 6 ani, pe stomacul gol, între 80 și 100, înainte de masă, între 100 și 180, la 2 ore după masă, 180, înainte de culcare, între 110 și 200. 6-12 ani. Pe stomacul gol între 80 și 100, înainte de masă între 90 și 180, la 2 ore după masă sub 180, înainte de culcare între 100 și 180. 13-19 ani. Pe stomacul gol între 70 și 150, înainte de masă între 90 și 130, la 2 ore după masă sub 180, înainte de culcare între 90 și 150. Glucometru este un aparat cu care se testează nivelul glicemiei. Se face o înțepătură în deget cu un ac mic, apoi picătura de sânge se ia pe o lamelă de testare introdusă cu celălalt capăt în aparat și imediat apare rezultatul pe cadranul glucometrului. Este un aparat ușor de utilizat acasă, înainte de masă sau la 2 ore după. Hiperglicemia afectează persoanele cu diabet, iar hiperglicemia cronică apare când persoana nu a mâncat de mai multe ore, fiind cel mai frecvent cauzată de diabetul zaharat. Cauzele creșterii glicemiei sunt multiple. Pierderea celulelor din pancreas care produc insulina. Rezistența organismului la insulină. Boli, răniri, stres, menstruații, menopauză. Îndulcitori artificiali care pot modifica glucoza din sânge. Unele medicamente contraceptive, antidepresive, diuretice, decongestionate nazale. Ratarea unei doze de tratament. Alimentație deficitară, de exemplu o cantitate mare de carbohidrați. Inactivitate fizică sau o activitate prea intensă. Simptome în hiperglicemie. Senzații intense de sete, senzații intense de foame,
urinări frecvente, dureri de cap, dificultăți de concentrare și vedere, oboseală, pierdere în greutate, o valoare a glicemiei mai mare de 180 mg, cu timpul rănile se vindecă foarte greu, apar picioare amorțite, disfuncții erectile, constipație cronică sau diaree, deteriorarea ochilor, a vaselor de sânge și a renichilor. Hiperglicemia netratată duce la boli cardiovasculare, insuficiență renală, orbire și infecții. Tratament. Tratamentul recomandat de medic. Exerciții fizice, doar la indicația medicului. Dacă cetonele sunt prezente în urină, nu se recomandă. Un plan alimentar special conceput de medic, respectând cantitatea și orele meselor principale și secundare. Monitorizarea glicemiei. Hipoglicemia este scăderea glucozei din sânge sub 72 de mg. Cauzele hipoglicemiei. La persoanele care nu au diabet, organismul nu poate să stabilizeze concentrația de glucoză în sânge. La persoanele cu diabet, o doză prea mare de insulină sau tratament. Mese principale luate cu întârziere, exerciții fizice prea intense, consumul de alcool, persoane obeze, cu diabetici în familie sau cu intervenții chirurgicale la stomac. Simptome în hipoglicemie: transpirație, oboseală, slăbiciune și amețeală, foame intensă, paloarea feței, ritm cardiac mărit, vedere încețoșată, convulsii, pierderea conștienței și chiar coma. Tratament. Se administrează rapid 15-20 de grame de carbohidrați, glucoză, băuturi carbogazoase cu zahăr, suc de fructe. Dacă hipoglicemia durează peste 5 minute, este necesară chemarea ambulanței. Prevenție. Alimentație echilibrată, săracă în zahăr și bogată în proteine, fibre și carbohidrați buni, de exemplu cartofi dulci. Evitarea carbohidraților rafinați. Gustări și mese mici la fiecare 2 ore pentru a menține glicemia la un nivel stabil. În descrierea videoclipului găsiți liste complete de alimente recomandate persoanelor cu diabet, rețete pentru meniul zilnic al unui diabetic și chiar dieta săptămânală pentru persoane care au diabet. Diabet, rețete și diete, meniul zilnic, dieta săptămânală.